Sunt student la Academia de Muzică de Atașat de Plasă, ce din Chișinău. Și am alături de mine niște copii frumoși, din ansamblu Vorbării Bucurașii, dar și elevii școlii gimnaziale din Argăș. Doresc să mulțumesc școlii gimnaziale Argăș, care este alături de noi, în frunte cu doamna director Gina Melușcă, primăriei din Comuna Argăș, care colaborează frumos cu noi de 14 ani, și în ultimul rând, televiziunii Iisus TV, prezentată de doamna Nelie Bumbureanu, și doresc să dau cuvântul doamnei director Gina Melușcă. Oh.
Și se face direct în joc. Vorba mea este înțeleasă?
Neata e vorba aleasă, dar eu tot n-am început. Am văzut că la început un boier a încercat, vorba drept a stat. Iar boierul s-a uitat. Foarte bine, dar apoi cu puterile lui, noi, alt țăran a mai venit și amândoi au reușit. Asta eu am observat, dar nimic nu s-a schimbat. Moșu, ești tătat să-ți explic odată ea ce e așa de încurcat. De trei ori ți-am explicat. Da, cu coane, am văzut, dar eu tot n-am început. Uite, chiar m-ai supărat. Însă vreau neapărat să înțelegi că împreună și zbândă e mai bine. Dar cu coane, mult aș vrea să ridici de s-ar putea. Dumneata bătul ar vina, morovanul cu pricina. Am aflat și pentru țară, tot țăranul până iară. Inima și forța toată din necazul s-o scoată. Dar băieii, minișor, stau frumos la locul lor. După muncă nu știu mai, nici din dragoste de țară. Dacă vreți să fim uniți, bine ar fi să osteniți. Și boierii pentru glie, diferență să nu fie între aceia înstăriți și acei de ei robiți. Seamănă cu ceaba.
nu se putea să avem alt invitat decât pe cunoscutul Amzabelea, care ne va povesti despre cât de bine știe o nevastă să păstreze secretul. Era pe orică coleană, însurase vreo 20 de ani. Oameni copți, ce să fac? E, într-o zi, ce-i vine în gând lui Gheorghe? Ia să văd, pot să mă bizu eu în muierea mea? Dacă am un secret sau pot taie? Zis și făcut. A doua zi, vine Gheorghe de la muncă și nici băutură, nici mâncare, direct în vârful patului. Vine nevasta la el și zice, dar ce-i pățit mai Gheorghe? Nimic. Ai făcut ce vreo una nefăcută? Te-ai bătut cu cineva, ai dat foc la ceva? Nu. Păi atunci ia zi, ce ai făcut? Nu zic ție, că tu zici la altcineva și după mă fac de rușine și nu mai scoate un capul lume. Hai, n-ai tu încredere în mine, muierea ta? Bine, hai că zic, dar jură-te că nu zici la nimeni. Bine, jur. Eram în deala Gogoneața la vie, știi, la legat de vie. Și cum legam eu acolo la vie, mă apuc un dor în capul pieptului și mă gândi eu, oare ce-am mâncat de mă doare așa de tare? Dar cum mă gândi eu, mă dusei după niște tufari. Mă dusei după niște tufari și făcu. Ce lucru? Făcu un ou. Ha, și începu leană să-și facă cruce. Dar nu zici la nimeni leană că mă fac de rușine. Nu zic, cum să zic. Ieși leana să scoată apă de la o fântână și se întâlni cu baba Floare al Moș Cruț. Și când se întâlni, zice, baba Floare, nu zici la nimeni, dar Gheorghe, eu am făcut un ou. Ce-a făcut? Un ou. Dar promis că nu zici la nimeni. Nu zic, cum să zic. Dar cum ajunse acasă, baba Floare a zis în Moș Cruț. Moș Cruț, să vezi, Gheorghe al lui Leana a făcut un ou. Ce-a făcut? Un ou! Și început Moș Cruț să râdă de să tăvălea pe jos. E, Moș Cruț a dat fuca repede la cărciumă și să răspândească vestea. Numai că el a zis că a făcut două. Și așa, din vorbă în vorbă, Gheorghe-a nostru a făcut 99 de ouă. Vestea se răspândise și pe la oraș. Și cum auzise jandarmii, om într-o seară peste Gheorghe. Luase-l pe sus Gheorghe, stați-vă că n-am făcut nimic, de ce mă lați? Îl dusese undeva, lucuiasă într-o odaie și lăsa acolo vreo 3 zile. E, văzuse că nu face nimic, îi cheamă pe șeful jandarmilor. Vine el la zice și zice, măi putoare, ai făcut un 99 de ouă și nu poți să-mi faci tu mie un ou? Dar nu, că nu-i nimic de adevăratele. Bă, tu să faci un ou, că peste 3 zile vine prefectul să vadă ce ai făcut. Dar nu, aici stai, că dacă nu faci un ou, aici se putreze spasă. Trecuse și alea 3 zile în continuare, cu băutură, cu mâncare pe el, dar nu făcuse nimic. Vine prefectul, intră acolo, șeful jandarmilor stătea să urca, încântat așa, să facem o oră. Intră el acolo, Gheorghe-a nostru, în genunchi, la picioarele prefectului. Dar vă rog frumos, că nu-i nimic adevărat, eu am încercat să am vrut să-mi încerc muierea, să văd dacă poate să păstrez un secret. Zice, haide din câte. Se ridică Gheorghe în picioare și zice prefectul, mă, du-te acasă, mă, du-te. O plecat Gheorghe, când ajunse acasă, o scărmână bine pe Leana, dar o scărmână bine așa ca la carte. Și zise așa, de acum, când vreau să afle oamenii ceva, zic ții, orică strig în gura mare, orică zic ții, tot aia. Și în al doilea rând, nu zic nici mie. Dacă zic mie, mică zic în somn ce auzi tu. Foaie verde, lobătă, gura lumii, slobătă. Ăla.
se face aici la Arăș. Aș vrea să felicit cadrele didactice pe dumneavoastră. Nu am fost pregătită pentru a lua cuvântul, dar așa, noi când am venit aici eu cu colegul meu, profesor Robert Costrovanu, am zis că e o, să zicem, o colaborare de un an maxim. Nu ne-am gândit că vom trece de 10 ani de colaborare, zburând în fiecare an câte o generație din brațele a doua mame, care este doamna Cati Rață. Să știți că este a doua mamă aici. Și domnului viceprimar care ne face confortul și căldura cu care ne primește în fiecare sâmbătă de pe Unger. Merită și dumneavoastră aplauze alese, chiar că se trezește la 4 de dimineață și vine și ne face încălzirea la copii aici în sală, să fie confortul așa în fiecare sâmbătă. Este cald. Mămicile care mai veniți la repetiție, știți că este cald. Ceea ce se vede aici pe scenă, ce veți vedea aici pe scenă, să știți că este foarte frumos și vă felicit pentru această colaborare frumoasă și din partea mea și a colegului meu, Robert Costrovanu, și aș vrea să zic că a fost cu binecuvântarea, cred că a Sfântului Andrei, să facem acest spectacol și la mulți ani pentru cei ce poartă Andrei, avem Andrei aici în grup, la mulți ani copilași, să fiți sănătoși și dumneavoastră, să vă bucurați de roadele lor. Știți că a fost plecați și peste votare cu doamna Cati, s-a străduit foarte mult să le-i ducă cât mai departe și să rămână cu amintiri plăcute și frumoase, neuitate niciodată. Iar să salut și televiziunea, exclusiv familia Lili și Eugen Ungureanu, care de câte ori facem noi activitate, dumnealor ne prezintă pe ecranele de aici, din jurul localității dumneavoastră și o să-i vedeți și la televizor. Cred că se prinde și aici, exclusiv TV, da? Se prinde și aici. Mulțumirii conducerii comunei care, mă rog, face cinste, nu așa că vă face cinste aici, într-adevăr. Și vă doresc ani mulți și mulțumim pentru încrederea care o aveți așa față de când i-ați lăsat să instruim. Noi instruim, uneori ne mai supărăm că e o muncă imensă, să știți, dar trebuie și un pic așa ca să-i mai instruim. Noi nu dovim, noi nimic, dar unii sunt foarte sensibili, să știți, și ne bucurăm că sunt sensibili. Omul care are sensibilitate are și bunul simț și credință și dacă nu mergem uniți cu bunul Dumnezeu, adică credință, nădejde și dragoste care se pune în sufletul lor, mă bucur că le place foarte mult să activeze aici la noi și își lasă din timpul lor de joacă. Să vedeți acum ce s-a pregătit. Avem o fiică a părintelui, Ecaterina, da, să ne cânte Ecaterina și apoi mai avem un solist, spunea doamna profesoară Cati. Cine mai e? Eu îți dau microfonul Ecaterina, la mulți ani, că a fost și Sfânta Ecaterina și pentru doamna Cati. Ecaterina Rață, la mulți ani! Multă putere de muncă și tot ce vă doriți, doamne! Și ce cântăm? Are negativ ceva? Avem o țară unde au stăpânit odată vitejii dași bărbați nemulători și unde scade veacul la odată izvoare văi și Moscou fruntează. Avem troițe sfinte, altare și icoane și candelari cu mii de avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem la pusna sfânt și viu cu Duhul, pe cel ce-a stat ortodoxiei scurt. Și azi îl vom chema să frângă pusul, va răsturna cinci veacuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pierdătare, căci pruncii lui sub sabii au căzut. Ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem aici
plin, crâșma și tăi pe cruce, ardea cu trei culori împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia a iubit. Ești fală de veacuri mărturia, ce strigă din morminte până la noi, să apărăm cu râvnă ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Yeah.
de emoții. Thank you.
dactilografie, unde este posibil să surprindeți momente care se mai întâmplă și în zilele noastre, chiar dacă sunt nedorite, dar prezentate sub forma unei scenete, ne vor pune zâmbetul pe buză. Probă de dactilografie. Da, deci e vorba pentru postul meu de dactilografat? Da. Ce vechime spuneți că aveți? Eu nu sunt cea vechime. Sunt cea unche. Știți, foarte asta. Ah, da, da, da. Și clasă câte clasă? 9 clase și 8-10. Mă rog, să venim în proba pe dactilografat. Ce ați făcut de ei? Lista de bucate a restaurantului Capș. Da. Să citim. Să citim. Restaurantul Leapșa. Lista de bucate. Ciorbe și lupte. Borș de verișoare. Luptă de moșie. Mâncăruri găsite. Macarale cu breză, ușama de mine. Suflet de legume, fraier panel. Cață de varză, pui de dată cu cartofi car. Surcer la tavă, sos mic. Salate și arături, varză roșie. Castraveți mutați, toboșare până înțel, gogonele mirate. Andrei Copt, băutor la viață, puică bătrână de Pitești, rom de Jamaica, vere la sticlă și la altă, șpriț cu sifon, dragă rece aranjată. Pune dragi, lungă fiartă, crește prăjită. Icre de trap, salam de iar, costică de porc, samarină cu priș. Griș cu lapte, fapte de pastă, răcinte cu mire, alune prăjite de familie bogăție. Sigur că da, dar să-i scriu o scrisoare și de unchiul. Să-i scriu. Abate. Sigur că da. Abate. Nu mai e un clipă, vă rog. Dragă. Dragă, dragă unchiule, nepoata dumitare este o fată de familie. A făcut față la toate testele, n-aveți nicio grijă. E găsit noi un post, o promovăm în muncă și o să vă iubească până la sfârșitul zilei. Partăm cu salutări al dumitare coleg de școală primară, Costică Tot. Dragă junghiule, nepoata dumitale e o fată de familie. A făcut rață la toate festele, n-are nicio frișcă, îi găsim noi un prost. O povăr lungă și o să vă ciugească până la sfârșitul bilelor. Salutări a dumitale coleg de oară primară, Costică Top. Și la case mai mari, li se întâmplă și persoanele.
etajul 3, că ți-am lăsat ceva acolo. Știi ce? Un cățel. Viu, dragă, viu! L-am găsit pe stradă, nicio grijă, nu te las fel pe cap. Dar vreau mai întâi să pregătesc pe bărbatul, că știi că e gelos pe oricine și pe orice. Și pe mama și pe tata. Ar fi în stare din gelozie să nu primească câinele în casă? Ei, lasă-l cu binișorul și te sun eu mai târziu. Bine, nu te-a cățelul și te sun eu mai târziu. Bine, te las, pa! Mă duc acasă, camele de rost ca o fiară. Acum stă singur și bate din muze. Alu, nu, ai vrut ca să faci cățelul? Greșeală? Da, greșeală. Și dacă nu e greșeală, să înțeleg că nevastă mea face o apuzie, ca să înțeleg că nevastă mea îmi pune papel. Încerc să mi se spună ce nu și eu nu știu nimic. Trebuie să o determin, să mă turisească totul. A, uite-o că vine, mă iau direct. Alexandre, mamă, erai acasă? Da, eu nu umplu toate. Eu stau în vizuina mea. Ce vizuină? În aia care stau cer în femeie, că nevastă nu pot să mai spun, știu tot. Ei, ți-aș și spus, Suzi, mă miram eu să țin aia în secret. Vă să zic că e adevărat, să știi că eu sunt în stare de orice, dacă pun mâna pe animalul ăla, îl omor. Stai, mamă, să discutăm! Ce să discutăm? Ei, mai cedezi tu, mai cedezi eu, ajunge mai la o înțelegere. Îți dai seama ceea ce spui este odios? Dar de ce ești egoist? De ce nu mă lași pe mine să îmi fac o plăcere? Aoleu! Poate am și eu nevoie de un prieten. A, cu ce te sufoca ființa de termina să spui asemenea energie? Cu privirea, când s-a uitat la mine cu ochii a plâns, m-am topit toată. E o bestie, să-mi spui imediat cum îl cheamă. Cum l-am văzut, l-am botezat Billy Boy. Billy Boy? Și știi de ce e Billy Boy? Nu, nu, nu știu. Că e negru. E negru? Da, și are părul. Crezi? Oh, vorbește, că eu nu mai am cuvinte. Nu știu dacă ți-am mai spus, dar înainte de ne căsători, am mai avut? Ai mai avut? Vreo 5 sau 6. Aoleu! Ai fi acceptat dacă nu e bani, postar? Știu ce vorbești, vrei să mă distrus cu ciritmul tău. Vorbești prostii. Eu vorbesc prostii? Nu aș fi crezut că se întâlnesc niciodată asemenea momente. E, ho, 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 dacă știam că faci o tragedie din asta, nu mă mai încurcam cu el. Termină, să-mi spui imediat unde l-ai întâlnit. Pe stradă. Vai de tine, unde l-ai ajuns? La bară și s-a ținut după mine până în centru și am zis de vreo 2-3 ori marș. Marș? Dar până la urmă mi s-a făcut milă de el și am zis, dă laba, prietene. Dă laba? Doamne, mai culicea Domnului, dă laba. E, mi-a dat un săracul și ce era să fac și am spus, ai acasă, Billy Boy. Ai acasă, Billy Boy? Dar tu nu te-ai gândit că mai ai un băi acasă. Ce voi? Eu sunt voi. Tu e soțul meu, el este altceva, el este un agramant. Hai, nu mai spune, eu nu putem să-ți fiu și soț și agramant? Ba da, dar ai putea să-mi ține de ură că nu erai tu acasă. Vrei să-l aduci acasă pește cadavrul meu? O fie negru, dar și eu sunt bărbat în casa asta. Nu sunt un nimic? Da, dacă nu vrei tu, nu-l aduc. Deci nu dai pe toți trei și luăm masă împreună? Nu trebuie să mâncăm toți trei la aceeași masă. Îi dădeam în bucătărie într-o străchinuță. Ei, las că îi dau Suzi, că și de-aia am fi turnat scârba aia. Ți-a luat mințile complet. Alexandre, îți jur, dacă la acces pe Billy Boy, voi fi foarte rezonabilă. Nu am să stau cu alte bucoane toată ziua pot în bot cu el. Pot în bot? Păi nu, că dacă mâncui se urcă peste noi în pat.
acasă cu noi? Da, desigur, adun mai repede, dar poate ce vrei, dar e și mama mea, dar tot. Nu l-a duc să strice ție papucii. Oh, îți mulțumesc, dar cine știe de unde vine Filipon și ne papă pe amândoi? Nu mușcă, mă, e foarte bun. Dar dacă nu vrei tu, nu l-a duc. N-o să mai am cățel. He, cățel, l-ai spus? Da, da, ai dreptate, nici nu ne trebuie. Am fi avut probleme cu vecinii, așa că... Dar ce-mi pasă mie de vecini? E cățelul meu, îl vaccinez? Îl iau în spațiu, fac ce vreau cu el, dar nu se bagă nimeni în viața mea. Dar îi precis cățel? Da, mamă, dar ce credeai? Aha, ha, e cățel, ha, ha, e cățel, he, 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 e cățelul și-a mea. A dat mai repede, instalează-l, dar papucii mei, de tot. A dat la casă, să stea cu noi la masă, să stea cu noi pa. E ca și copilul nostru, nu ca la tata de copilul bun. Ce meserie aveți? Eu sunt economistă
pește. Cop, asta o să fie la neutră. Țin așa. Așa. Așa, țin așa. Vezi că mai rămas o doamnă acolo, ce sunt colți. Treacă bine! Treacă bine! Mă enervez și n-au de visa, să știi! Nu doar să fie muncitori și oameni încântate. Și sper că în continuare cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul părinților și a celor care ne ajută să scriem proiecte, să realizăm lucruri minunate, sperăm să putem merge mai departe. Ați văzut de unde începe munca noastră, de la 4 ani și jumătate. Munca noastră ajunge la 21 de ani. Doar o continuitate, o muncă asiduă și perseverență. Acestea sunt cuvintele cheie. Nu avem o magie pentru a fi aplaudat și pentru a fi distinși cu aceste premii. Muncă, efort, lacrimi și sudoare. Fără asta nu se practică, dar dacă nu e în viață. Mereu asta le spun în fiecare zi. Dacă vrei să întâlnești ceva, muncește. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături, că ne sprijiniți, că știți că încercați să promovăm doar ceea ce este autentic, nu avem nevoie de niciun. Avem proiecte minunate pentru câteva și micuți și în acest anul viitor, eu să facem lucruri deosebite și la fel, să reușim în continuare să ducem folclorul de pe partea lucrurilor în cât mai multe zone și la cât mai multe competiții de prestigiu. Fără ajutorul primăriei, nu am reușit, așa că o să văd de soțul meu să vă spună două vorbe din partea primăriei ca și delegat. Să învățăm să poartă bucătărie via românească. În această țară și în străinătate au făcut bucătărie cu premii, cu trofee și ce să spunem? La un început România.